Finalul de emisiune este bombă, doamnelor și domnilor. În primul rând, începem cu o știre care a explodat azi noapte, mai exact la miezul nopții, când un cunoscut site monden, e vorba chiar de Cancan, vine deja cu un titlu scandal la căpătâiul trupului nesuflețit al Ronei Hartner și avem o declarație legată de povestea pe care noi am detaliat-o în ultimele două săptămâni, legat de soarta fiicei Ronei, Sumaila. Ați înțeles și v-a sugerat și Rinda Hartner că relația Ronei cu tatăl copilului a fost una în neregulă în ultima vreme, în urma unui lucru pe care el l-ar fi făcut. Din acest motiv au ajuns și la proces în Franța. Prin urmare, există un proces în derulare, dar ei, și anume Rocco Sedano, soțul, tatăl copilului, mai bine zis, al Ronei și Sumaila, s-au întâlnit acolo la lângă sicriul Ronei și să vedem ce spun sursele de la, de la tabloidul cunoscut. Fata vrea să-și continue studiile în Franța. Asta ne-a, confirmat și Rinda Hartner. A fost alegerea ei să stea și cu părintele său. Rocco ne-a spus acest lucru după înmormântare. Tatăl și fiica s-au regăsit după ani buni și au stat de vorbă în aceste momente dureroase. Acum trebuie să vă spunem... mai e ceva, asta spunea. E o situație grea, mai ales că e foarte apropiată și de rudele sale, de mătușa, unchiul și bunica din partea mamei, care de asemenea ar dori să rămână la ea. Lupta pentru custodie este abia la început. După mormântare, atât Sumaila cât și tatăl ei, bunica și fratele Ronei s-au întors în Franța. Acestea sunt sursele apropiate familiei din tabloid. Ați reținut însă de la Rinda că ele și-ar dori ca mai degrabă ea să plece de pe acest continent, să plece în Canada. Fata însă și-ar dori să continue în Franța. Pe de altă parte, eu sunt convins că la căpătâiul Ronei n-au vorbit de lucrul care i-a făcut să fie despărțiți pentru o perioadă mai lungă pe tată de fică. Așadar, hai să vedem exact ce ne spune Rinda într-o declarație în exclusivitate pentru emisiunea noastră. Prin urmare, lămurim acest subiect. E adevărat că este o discuție în contradictoriu, dar dacă un tată își dorește copilul, el trebuie să dovedească că îl și poate crește și trebuie să dovedească o bună purtare și în trecut. Ori de aici vine acel proces pe care Ronă l-a intentat. Rita Sumaila nu va fi încredințată tatălui. Și nu e război nicăieri, spune Rinda. Ne lămurim, da? El a fost absent 15 ani. Așa că nu poate apărea din senin să-și ia fata. Dom'le, legal s-ar putea. Trebuie să fie un anumit argument important, determinant, ca el să nu aibă pretenții asupra fetei. Dar are dreptul să spună, dom'le, copilul e al meu. Noi nu vrem război sau scandal, pentru că nu ajută cu nimic și mai mult rău face fetei care și așa e supărată. E supărată de dispariția mamei, dar și de alte lucruri. O să urmăm testamentul Ronei cu ce a scris și ce a vrut și o să-i respectăm dorința, încheiem citatul. Prin urmare, Rona a lăsat un testament, vom afla în curând ce conține acest testament, noi vom urmări de aproape subiectul. Sigur, de aici încolo pot apărea contestații în tribunal, mai e un proces pe care îl poate continua familia. Prin urmare, ceea ce e mai important este ca acest copil, foarte talentat, îi moștenește mama în această zonă artistică, să trăiască într-un mediu cât mai frumos, într-un climat cât mai liniștit, astfel încât rănile provocate de dispariția prematură a mamei să se închidă. Înainte să vedem o altă super exclusivitate marca emisiunii noastre, pe care o veți vedea imediat, trecem puțin pe la bucătărie.